Oh.
în verită roci și onoare, ai să fie casa unde frații mei cădeau în genunchi în fața ta. Cu pâinile întinse către cer, un legământ cu tine vor avea. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare jertfa ta. Sosește-a ta lucrare cu puteri prin Duhul Sfânt. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare jertfa laude de închinare, ca pe muntele cel sfânt se cunoască fiecare. Că tu ești în adunare și însoțești a ta lucrare cu puteri prin Duhul Sfânt. Aici să fie casa unde ochii tăi zi și noapte spre noi vor privi. Aici să fie casa unde frații mei cu rugăciuni, cu laude vor veni. Când va intra străinul din pricina numelui tău sfânt, să fie ascultat să-i dai alinul, că tu ești Dumnezeu și tu ești sfânt. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare jertfa laude de închinare, ca pe muntele cel sfânt să cunoască fiecare că tu ești în adunare și însoțești a ta lucrare cu putere prin Duhul. Haideți împreună! Thank you.
noastră mântuire, sub crucea ta ca jertfă ți-am adus. O inimă ce arde în iubire și un dor ce zboară tot mereu mai sus. Mai sus, mai sus, pe aripi de vulturi conduce Domnul pe al său popor. Când se va șterge plânsul și durerea, prea fericiți vor fi cu noi rătăceam ca niște oi pierdute, lipsite de pășune și izvor. Dar tu pe mine ai chemat pe lume, căci m-ai iubit, o scumpul meu păstor. Laud pe Domnul că mult bine ne-a făcut.
și mulțumesc că mă aflu în casa Lui și nu în altă parte. Și mulțumesc pentru frații care mi-ai dat. Domnul să ne binecuvânteze. Păzește-ți piciorul străine când vii în cortul întâlnirii. Aici este casa Dumnezeului meu, cetatea nemuririi. Aici este poarta celor lor, e calea ce duce în sus. Aici este poarta cerurilor.
Toma, zis Geamă, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el ne-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Amin. Mă bucur nespus ca după masa aceasta să fiu în mijlocul dumneavoastră și să am prilejul să vestesc Cuvântul lui Dumnezeu. Însă, mai important decât bucuria pe care o am eu este faptul că Domnul Iisus Hristos este aici. Slăvit Amin. Să fie Domnul! Amin. L-am simțit și cred cu tărie că El este în seara aceasta aici, așa că haideți ca fiecare dintre noi să profităm de șansa aceasta de a fi în la părtășie cu Domnul Iisus. Slăvit să fie Domnul! Amin. Mă întrebam ce e mai frumos în viață decât să știi că Domnul Iisus este de partea ta. Ce e mai frumos în viață să știi că ai ocazia, că ai șansa să lauzi pe acela care este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Așa că Domnul să ne dea după masa aceasta inimi deschise, să avem o atitudine deschisă înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Amin. Auzeam în rugăciunile pe care le-ați făcut că ar fi bine să plecăm transformați din locul acesta, să plecăm schimbați. Și este un lucru deosebit. Slăvit să fie Domnul! Însă, atâta timp cât noi blocăm lucrul acesta, vom pleca din contră împovărați. Așa că, Doamne, în seara aceasta eliberează-ne de orice povar, de orice gând și te rog, toarnă din Duhul Tău cel Sfânt, slăvit să fie, Doamne. Dragii mei, sunt convins că și dimineața s-a vorbit despre evenimentele din viața lui Toma, despre experiențele pe care le-a avut în întâlnirile cu Domnul Iisus. Sunt convins că fiecare dintre noi cunoaștem acest pasaj biblic, însă în după masa aceasta voi vorbi din trei aspecte, trei episoade care s-au petrecut în viața lui Toma și care se petrec și în viața noastră de zi cu zi, indiferent de vârstă, indiferent de stare, se petrec și în viața noastră. Știți? Mari evangheliști au provocat întrebarea cine este fratele geamăn al lui Toma? Știți care este răspunsul? Noi. Fiecare dintre noi, atâta timp cât trecem în stările pe care le-a trecut și Toma și vom vedea pe parcurs care sunt ele, atâta timp cât în viața noastră intervine îndoiala, atâta timp cât viața noastră intervine absența spirituală, absența legăturii între noi și divinitate, noi suntem fratele geamăn al lui Toma. Așa că dacă în seara aceasta este cineva în mijlocul nostru care este frământat de anumite stări, așa cum era și Toma, îl chemăm pe Domnul Iisus, care este viu, slăvit să fie Domnul, și spunem, Doamne, eliberează-ne, slăvit să fie Domnul, și toarnă bucurie, slăvit să fie El. Dragii mei frați, întâlnirea Domnului Iisus cu Toma a avut loc după 8 zile, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, de la înviere și de la arătarea Domnului Iisus către ucenicii Săi. Așa cum spuneam, această întâlnire a avut 3 episoade. În primul episod, dragii mei frați, vreau să fim foarte atenți, Toma nu era unde trebuia să fie. Toma era absent. Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan spune așa, în versetul 24 care l-am citit,
Toma, zis geamăn, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. Dragii mei, am stat și am analizat și am încercat să văd oare unde era. Și cu siguranță și noi ne-am pus întrebarea aceasta, oare unde era Toma? Unii sunt de o părere, unii sunt de alta, însă dacă luăm cuvântul lui Dumnezeu și îl studiem cu deamănuntul, vom vedea că Toma a avut niște stări în viața lui care l-au făcut să fie mai sensibil. Știți că și astăzi sunt în mijlocul nostru creștini mai sensibili. Domnul să-i întărească și să ne facă pe toți oameni puternici. Slăviți să fie Domnul. Știți că Apostolul Pavel spune că în viața de creștin suntem hrăniți cu lapte și apoi trebuie să trecem la bucate tari. Și știți că credința este ceva organic. Credința crește în fiecare zi, credința crește în fiecare etapă a vieții noastre. Așa că eu spun, Doamne, mărește-ne credința. Slăviți să fie Domnul. Așa cum spuneam, Toma a avut o fire predispusă spre necredință. Și lucrul acesta îl putem vedea în Evanghelia după Ioan, capitolul 14 cu versetul 5. Și haideți să și citim acest verset. Capitolul 14 în Evanghelia după Ioan cu versetul 5. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem ști calea într-acolo? E adevărat că dacă stăm să analizăm viața noastră, de cele mai multe ori când Dumnezeu ne vorbește într-un fel, noi tot timpul venim și punem întrebări. Și spunem, Doamne, dar cum trebuie să fac? De ce trebuie să fac eu? Dar oare eu sunt persoana care trebuie să fac cu tare lucru? Cam o astfel de atitudine avea și Toma în relația lui cu Domnul Iisus Hristos. Toma avea o fire predispusă spre necredință. Apoi, dragii mei frați, Toma a avut o concepție greșită despre Domnul în unele cazuri. E adevărat că a avut și momente și în Ioan 11 cu 16 veți vedea că a fost gata să-și dea viața pentru Domnul. Însă de cele mai multe ori a avut unele concepții greșite care s-au pus între el și Domnul Iisus. Nu a fost prezent la întâlnirea din ziua învierii Ioan 20 cu versetul 24. Aș vrea să vă spun un lucru. De fiecare dată când lipsim din casa lui Dumnezeu și de fiecare dată când am lipsit eu din casa lui Dumnezeu și m-am întâlnit cu frați, mi-au spus, a lucrat Domnul într-un mod deosebit. Nu vi s-a întâmplat și dumneavoastră? Și am zis, Doamne, așa de rău îmi pare că nu am fost în casa lui Dumnezeu. Dragii mei frați, este foarte important să înțelegem un lucru. Știm foarte bine și spun lucrul acesta de fiecare dată când am ocazia, trăim vremuri tulburi din orice punct de vedere, social, politic, religios, știu și eu, din toate punctele de vedere, lucrurile ziua de astăzi au luat o întorsătură diferită, deosebită. Vedem că lucrurile sunt din ce în ce mai complicate, vedem că răul devine din ce în ce mai puternic, iar datoria noastră, dragii mei frați, este să strigăm spre Domnul, slăvit să fie El. Amin. Pentru că, așa cum a spus Toma și veți vedea, când a realizat că Domnul Iisus Hristos este viu, a spus Domnul meu și Dumnezeul meu. Așa că, de fiecare dată când aveți ocazia să nu lipsiți de la casa lui Dumnezeu, să nu lipsiți de locul, din locul unde este părtășie, pentru că acolo se coboară din înaltul cerului Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și vreau să vă întreb în seara aceasta un lucru. Credeți în lucrul acesta? Că Domnul Iisus Hristos se coboară în părtășie, în mijlocul laudelor. Slăvit să fie Domnul. Suntem Biserica lui Dumnezeu Apostolică. Scopul, rolul nostru este acela de a striga, de a slăvi pe Domnul și de a ne ruga împreună în părtășie. Așa că vă îndemn pe fiecare dintre dumneavoastră să nu pierdeți în vremea aceasta șansa, să nu pierdeți niciodată întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Amen. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și spune, fiți gata, dar nu știm clipa, nu știm ziua când Domnul Iisus Hristos va veni. Cuvântul lui Dumnezeu spune că ziua Domnului cum va fi? Va fi ca un hoț.
Așa că, Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi în vremea aceasta să ne valorificăm timpul în așa fel încât de fiecare dată să ne întâlnim cu Domnul Iisus. Amin. Să ne păstrăm timpul pentru a ne întâlni cu Domnul Iisus, care este în cerurile înalte, conform Sfintei Scripturi, și stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru dumneavoastră și pentru mine. Slăvit să fie Domnul! Amin. Avem un Dumnezeu minunat. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei frați, în al doilea episod pe care Toma l-a avut în întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, era unde trebuia să fie, dar nu era cum trebuia să fie. Și lucrul acesta l-am citit în versetul 26 și 27. Veți vedea, dragii mei, că a folosit afirmația dacă. Și haideți să vedem. Versetul 25. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el, Toma, le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Vreau să vă spun un lucru. Toma, în al doilea episod al întâlnirii lui cu Domnul Iisus Hristos, era unde trebuia să fie, dar nu era convins. Lucrul acesta este din ce în ce mai frecvent, dragii mei, în viața noastră. Vedem, dacă privim cu atenție situația în care ne aflăm, și sper că nu este cazul aici, și îmi place tot timpul să predic în biserici unde nu cunosc foarte, foarte, foarte intim, frați, pentru că acolo putem vorbi deschis, nu-i așa? Dacă ar spune fratele Filip un lucru, poate unii s-ar supăra, zice, mă știe și mă predică. Însă, în vremea aceasta este foarte important să vestim Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El. Slăvit să fie Domnul! Și mai important este ca noi să acceptăm Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El. Pentru că adevărul, dragii mei frați, ne face slobos. Iar adevărul ne poate duce în Împărăția lui Dumnezeu, slăvit să fie El. În al doilea episod, Toma era unde trebuia să fie, dar nu era cum trebuia să fie. Și dacă stăm să privim în seara aceasta adânc în inimile noastre și să medităm la viața noastră, vom vedea că acest episod pe care l-a avut Toma în viața lui, l-am avut și noi cel puțin măcar o dată în viața noastră. Nu-i așa? De multe ori am fost în casa lui Dumnezeu. Domnul s-a prezentat. Oamenii au spus că Domnul Iisus Hristos este aici. Iar eu am fost departe. Cu gândul în altă parte. Poate datorită supărărilor, poverilor. Poate datorită problemelor pe care ni le oferă viața aceasta. Însă, Cuvântul lui Dumnezeu spune ceva atât de frumos și atât de tranșant în același timp. Oare Dumnezeu ne-a chemat la o viață plină de binecuvântări, fără probleme? Spune Cuvântul lui Dumnezeu că în lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți căci eu, Domnul, spune, am biruit lumea, slăvit să fie Domnul. Amin. Chemarea noastră, dragii mei frați, este să trecem prin probleme biruitori. Ca cei din jurul nostru să vadă că Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos este viu. De câte ori, dragii mei frați, oare viața noastră nu am folosit afirmația dacă? Așa cum a folosit-o și Toma în timp ce vorbea cu ucenicii adunați în căsuța aceea? De câte ori în interiorul inimii noastre oare nu a spus, dacă nu voi fi pus, nu voi face cu tare lucru. Dacă nu mi se va face, nu voi face nici eu. Dacă, și iară dacă. Un simplu cuvânt care ne poate împiedica de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Și spune în seara aceasta, Doamne, milă de noi, slăvit să fie Domnul, să fim cu luarea minte la starea noastră, la vorbele noastre, pentru că niciun cuvânt, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, fiecare cuvânt al vieții noastre va fi judecat. Așa că Domnul să ne ajute să fim veghiatori în vremea aceasta. E adevărat că
În cele mai multe situații greșim. În abordarea noastră, poate, cu frații mai în vârstă, în abordarea noastră cu părinții, în abordarea dintre soț și soție, însă, Doamne, te rog, luminează-te în seara aceasta. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Oare de câte ori în viața noastră, așa cum a făcut Toma, a prezentat condiții radicale. A spus, dacă eu nu-L voi atinge, nu voi crede. Oare de câte ori în viața noastră nu am pus condiții radicale în relația noastră cu Divinitatea, în relația noastră cu Domnul Iisus Hristos? Oare de câte ori? Și-am stat și m-am gândit la un lucru. Oare cine suntem noi, dragii mei frați? Oare cine sunt eu? Să-i pun condiții lui Dumnezeu. Când sorțul mântuirii a căzut peste noi, peste mine, ce mare har, slăvit să fie Domnul! Amin. Ce mare har este ca în seara aceasta fiecare dintre noi să fim în casa lui Dumnezeu. În locul de unde se coboară din mijlocul îngerilor, în mijlocul nostru, oameni care de cele mai multe ori poate nu-L merităm. Însă Domnul Iisus Hristos, prin mila și îndurarea Lui, ne cercetează. Slăvit să fie Domnul! Amin. A mărturisit necredința în Ioan capitolul 25 cu ultima parte a versetului spune, nu voi crede! Oare de câte ori Dumnezeu s-a prezentat, a lucrat într-un mod deosebit? Iar noi am fost sceptici. Știți? Se întâmplă un lucru și am observat și la mine și îmi place să mă dau pe mine exemplu când greșesc, ca să nu dau pe altcineva. Am de cele mai multe ori dorința ca Dumnezeu să lucreze după orarul meu. Și cred că toți trecem prin această stare. Doamne, eu vreau acum? Doamne, eu vreau asta? Eu îmi doresc lucrul acesta. Și dacă nu, cumva nu se întâmplă în timpul în care mi-l doresc eu, sunt oarecum supărat sau noi creștinii suntem supărați că Dumnezeu nu ne-a răspuns. Spuneam azi dimineață la slujbă, la biserică și spuneam, dragii mei frați, este timpul ca în vremea aceasta să stăruim mai mult în rugăciune. Știți? Poate că unele familii au copii în lume. În seara aceasta spun, nu trebuie să ne oprim din rugăciune, pentru că la vremea potrivită de Domnul Iisus, lucrurile au rezolvare, mărit să fie Domnul. Amin. Dacă în seara aceasta, în trupul tău, zaci o boală, nu te opri din rugăciune, pentru că Domnul Iisus Hristos, la timpul potrivit de El, va lucra, slăvit să fie Domnul. Amin. Dacă în seara aceasta suferi de vreo patimă, de vreo stare care te împovărează și te apasă, nu te opri din rugăciune. Pentru că Domnul Iisus Hristos va lucra la timpul potrivit de El, mărit să fie Domnul. Amin. Și noi credem lucrul acesta pentru că știm că Domnul Iisus Hristos este viu, mărit să fie El. Amin. Dragii mei frați, Toma a folosit necredința. A spus, nu voi crede. Și vreau să vă pun în seara aceasta o întrebare. Credeți că Domnul Iisus Hristos este viu? Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin. Noi credem într-un Dumnezeu viu. Știți, Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu este același. Ieri, astăzi și în veac. Slăvit să fie Domnul! Amin. Dragii mei, nu Domnul Iisus Hristos a schimbat. Noi ne-am schimbat și știți de ce? Ați văzut că și Toma a trecut prin această stare. În momentul în care s-a întâlnit în a treia lui parte cu Domnul Iisus, i-a spus, nu fi necredincios, ci fi credincios, slăvit să fie Domnul, ca noi să fim credincioși în vremea aceasta, ca noi să fim oameni în spărtură, ca noi să fim oameni la dispoziția lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. În al treilea episod, dragii mei, Toma era unde trebuia să fie și cum trebuia să fie. Domnul Iisus Hristos a arătat lui Toma. Aș vrea să vă pun o întrebare.
Oare de câte ori Domnul Iisus nu s-a arătat și dumneavoastră? Oare de câte ori nu mi s-a arătat mie? Vorbeam azi dimineață cu un frate drag și spuneam că până să mă căsătoresc, lucrurile mi erau atât de bune pentru că eram singur, nu aveam nicio grijă, dacă aveam vreo problemă erau părinții mei și spuneam că nu de mult am văzut că se strică una, se strică alta, că trebuie să dai bani acolo, că trebuie să dai bani acolo, că trebuie să fii conștient că ai lucruri de făcut și am zis, Doamne, îți mulțumesc că Tu îmi porți de grijă, slăvit să fie Domnul. Amin. Și sunt convins că și dumneavoastră, Domnul, vă poartă de grijă, slăvit să fie El. Amin. Am stat și m-am gândit, oare cum am putut să realizez eu anumite lucruri? Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a lucrat, mărit să fie El. Amin. Știți de ce în seara aceasta suntem aici? Pentru că bunătatea lui Dumnezeu s-a renuit în dreptul nostru, slăvit să fie Domnul. Amin. Prin faptul că Domnul Iisus mijlocește în ceruri pentru noi, slăvit să fie Domnul. Și spune, mai dă-i o șansă. Îi spune, mai iartă-l, Doamne, mai lasă-l, mai dă-i timp să se pocăiască. Așa că în seara aceasta, să medităm la un lucru foarte important. Vremurile sunt tulburi. Doamne, ajută-ne să ne pocăim, slăvit să fie Domnul. Un lucru foarte important în al treilea episod pe care Toma l-a avut la întâlnirea cu Domnul Iisus, a fost faptul că Domnul Iisus s-a prezentat exact cum a cerut Toma. Și știți? Atunci când avem o problemă și ați văzut că stăruim și nu credem și ne enervăm și iar ne rugăm și ne mărturisim și iarăși ajungem și ne învârtim în stările acestea, Dumnezeu la un moment dat lasă rezolvare. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul. Amin. Oare nu prin harul lui Dumnezeu suntem aici, dragii mei? Slăvit să fie. Toma a avut un har deosebit. Dumnezeu, Domnul Iisus, i-a ascultat rugăciunea, dragii mei. A intrat în aceleași condiții în încăperea aceea. Ușile erau închise. Relatează cuvântul lui Dumnezeu. A venit cu același salut și le-a spus pace vouă. A folosit o adresare directă. I-a spus, Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și mă uit în seara aceasta la dumneavoastră și spun că-i ferice de dumneavoastră pentru că credeți în Domnul Iisus fără să-L fi văzut. Este ferice de dumneavoastră, sunteți binecuvântații Tatălui, însă trebuie să ne luptăm să nu ne pierdem acest dar, acest prilej pe care ni l-a oferit Dumnezeu. Și spun, Doamne, ajută-ne în privința aceasta. Domnul Iisus a răspuns așteptărilor prezentate. Spuneam la început faptul că Toma, zis geamănul, a ridicat foarte multe întrebări. Cine este fratele lui Geam? Și dacă vedem aceste trei episoade prin care a trecut, aceste trei experiențe prin care a trecut Toma, vom vedea că de cele mai multe ori în aceea situație am fost și noi. Am fost în situația în care am absentat. Am fost în situația în care am fost, dar am fost sceptici. Dar Dumnezeu a lucrat la inima noastră. Și astăzi suntem în casa lui Dumnezeu. Și sper și cred că ar trebui să fim și cum ne cere cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, este simplu. Nu este complicat. Pentru oamenii care vor să-L complice, știu și eu, poate fi foarte, foarte ușor de complicat. Însă, dacă vrem să ascultăm de principiile lui Dumnezeu, sunt foarte simple în viața noastră. Spunea faptul că credința este organică. Este ceva ce crește. Rugați-L pe Domnul să vă mărească credința în vremea aceasta. Rugați-L pe Domnul să aibă revelații cu dumneavoastră, să se prezinte în mijlocul dumneavoastră, ca nu cumva vrăjmașul să ne ducă în cealaltă tabără. Și spuneam și azi dimineață, știți, cuvântul lui Dumnezeu spune un lucru care este trist. Mulți chemați, puțini aleși.
Am stat și m-am gândit, Doamne, oare nu este paradoxal ca după 40-50 de ani de pocăință să-ți pierzi mântuirea? Și am zis, Doamne, este un lucru tragic însă se poate întâmpla. De aceea, în seara aceasta, trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne dorește mântuiți. Însă pentru lucrul acesta trebuie să fim în locul unde ne-a așezat. Și cum trebuie să fim? Conform Sfintei Scripturi, slăvit să fie Domnul. Amin. Și Domnul să ne ajute să fim așa cum ne cere El. Să fim la dispoziția Lui. Slăvit să fie Domnul. Vrăjmașul face un lucru. Știți ce face? Încearcă pe zi ce trece și foarte subtil să ne ocupe timpul cu tot felul de lucruri. Încearcă să ne dea tot felul de preocupații în așa fel, încât să ajungem în etapa aceea pe care a avut-o Toma, de absență. Însă spun un lucru, eu cred că cel mai important lucru în viața unui creștin ar trebui să fie mântuirea personală, nu-i așa? Amin. Nu pierdeți, dragii mei frați, tineri dragi, nu pierdeți din vedere mântuirea pe care Domnul ne-a dat-o în dar. Însă putem ajunge în situația în care să o pierdem. Și zic, Doamne, milă de noi în privința aceasta. Slăvit să fie Domnul. Versetul 29 este din Evanghelia după Ioan, este una dintre cele mai frumoase declarații de credință pe care o găsim în Noul Testament. În momentul în care Toma cade îngenunchiat la picioarele Domnului Iisus și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. În seara aceasta și spunea un frate în timp ce se ruga că am vrea să plecăm transformați din locul acesta și vă doriți lucrul acesta? Amin. Doamne ajută-ne să plecăm oameni noi, slăvit să fie Domnul. Ar trebui să practicăm lucrul acesta și să fim atenți, să ne zdrobim și să spunem, Doamne, poate că în abordarea mea de multe ori în relația cu Tine am greșit. Te rog, iartă-mă și te rog, iartă-ne, Doamne, seara aceasta. Slăvit să fie Domnul. Și sunt convins că Domnul este acela care lasă iertare. Slăvit să fie El. Care este lecția, și mă apropii de încheiere, pe care o învățăm prin arătarea Domnului Iisus către Toma? De-a lungul istoriei, v-am spus, oamenii s-au interesat de cu totul alte lucruri. Cine este fratele geamăn al lui Toma? Am spus că de cele mai multe ori putem fi noi. Vă adresez în seara aceasta o provocare. Să încercăm să nu semănăm cu Toma la lucrurile negative. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Slăvit să fie Domnul. Însă să nu uităm că indiferent unde suntem, cum suntem, îl avem pe Domnul Iisus Hristos, care este viu în vecii vecilor, slăvit să fie Domnul. Iar noi trebuie să-L mărturisim ca Domnul cel înviat. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin.